11 noaptea vreau să vă spun o poveste foarte frumoasă, pentru că acum 11 ani plecam de dimineață foarte repede către un aeroport și seara la această oră, acum 11 ani, eram soț și soție, căsătorindu-ne undeva într-un fața unui ofițer al stării civile, dintr-o țară, bucurându-ne de ceea ce cred că este povestea care cel puțin mie mi-a oferit și mi-a salvat viața. Trebuie să-i mulțumesc, Oane, pentru acești 11 ani în care nu credeam că se poate oferi atâta dragoste, iar faptul că după atâția ani sentimentele sunt la fel de puternice, pentru mine este, cum să spun, o minune. Nu credeam, nu, de la vârsta aceea nu credeam că se poate așa ceva. Și mă bucur că aveți ocazia să o vedeți și chiar aici, la Antena Star, ca să simțiți ce fel de om este. Îi mulțumesc că mi-a făcut un cadou mare de 8 ani, care în fiecare zi îmi face viața frumoasă și v-aș dori fiecare dintre voi să simțiți dragoste, pentru că dragostea este singurul lucru care ne poate face mai bun și ne poate face să mergem mai departe. La mulți ani! La mulți ani, dragii mei! Te iubesc și ești îngerul meu! Mulțumesc!